Dragă familia Bunului Dumnezeu și toți aceia care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, mă bucur foarte mult că avem posibilitatea să înaintăm un pic în seria noastră, mini-seria noastră Portret în Cărbune, care vorbește despre uh, periculozitatea armei acesteia demonice numită negrire, care uh, înnegrește adevărul. Și am menționat câteva lucruri împreună, am studiat ce a însemnat înnegrirea țării promise. Ce catastrofă a fost aceasta pentru istoria omului în general, înnegrirea țării promise. Lucrurile nu se rezumă doar la un eveniment al exodului, ci se referă la întreaga noastră suflare, viață pe pământul acesta, în negrirea țării promise. Au negrit țara înaintea oamenilor și toți cei care au cumpărat această imagine negrită a țării au plătit un preț așa de greu. Seria aceasta are menirea să ne atragă atenția asupra acestor lucruri. Vă spun din nou că am bucurie aceasta și credința că noi vom continua studiul acesta. Mie îmi sunteți scump, sufletului meu, pentru că mi-ați dat prilejul acesta să fiu binecuvântat cu lucrurile acestea cu care vin înaintea voastră și pe care le așez întâi și întâi pe masa sufletului meu. Și de aceea, Tată, și dorim să-ți mulțumim pentru harul acesta pe care ne-l dai, ca împreună să putem învăța din cuvântul Tău. Doamne, ai promis marele învățător, Duhul Sfânt, care ne va călozi în tot adevărul. Îți mulțumim! Iubiții mei, aș dori să mergem la începutul păcatului pe pământul nostru. Vin din nou să spun că este o gravă eroare în anumii păcatul omului ca fiind păcatul original. Acesta nu. Păcatul original s-a petrecut la tronul lui Dumnezeu și acolo este vorba de altcineva. Omul este o victimă a acestui păcat original. Șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, implicat în războiul din cer, care este menționat în Cartea Apocalipsei, capitolul 12. Războiul din cer. Acolo s-a produs păcatul originar. Omul cade victimă acestui păcat. Și, în ciuda faptului că el nu este creatorul sau originatorul acestui păcat, și nu se poate discuta în dreptul omului despre așa ceva, el suferă și suferă până în ziua de astăzi, suferind cu toții urmările acestui păcat. Întrebarea este: ce fel de armă? a fost folosită pentru doborârea omului. Ce fel de armă folosește astăzi diavolul împotriva sufletului tău, al meu, al omenirii întregi pentru a distruge omenirea? Toată lumea spune Biblia, zace în cel rău. Despre ce este vorba? când toată lumea zace în cel rău. Este vorba tocmai despre această cumplită armă folosită de diavol, care se numește înnegrirea. Astfel că în grădina fericirii, acolo unde Dumnezeu a așezat pe om și pagina aceasta de istorie este o ilustrație a drumului vieții fiecăruia dintre noi pe pământul acesta, acolo șarpele, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, vine sub imaginea aceasta. Vom urmări principiul ispitirii, vom urmări arma de care se folosește el și numai puțin vom urmări cum ne putem păzi de această armă. Revin sublinind, arma lui este înnegrirea. Acolo, lângă pomul acela, a avut loc acest dialog. Hai să vorbim despre Dumnezeu. Să vorbim despre Dumnezeu? În primul rând, întrebarea era de ce să vorbim? Ce legătură este între omul creat după chipul lui Dumnezeu și șarpe? De ce să avem un dialog? Ce poate fi bun dintr-un dialog cu șarpele? Ce poate ieși bun de aici? Atâta timp cât ești conștient că discuți cu un rău, discuți cu cineva despre care Mântuitorul spune, în el nu este adevăr. Ori de câte ori deschide gura, spune o minciună. Deci știi lucrul acesta. Dacă știi aceasta și dacă ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, niciodată nu ai de ce să intri într-un astfel de dialog. Dacă intri într-un dialog de, de felul acesta, atunci este clar că nu ai crezut pe Dumnezeu, ai crezut în tine însuți și în capacitățile tale de a deosebi adevărul de minciună. Încearcă și intră în competiție cu tatăl minciunii și spunem dacă cineva care a intrat în relația aceasta a putut vreodată să biruiască. Îmi vei spune de Domnul Isus Hristos și eu îți voi spune că niciodată Isus nu a fost în relație cu diavolul ci scrie el acesta, Tatăl minciunii, șarpele cel vechi, diavolul și satana nu are nimic în mine. Deci nu există. Dar mergem acum, să mergem acum în grădine și să urmărim această cumplită prăbușire de la fericirea pe care numai Dumnezeu putea să o creeze, la nenorocirea pe care șarpele, numai șarpele cel vechi putea să o aducă în viața omului. Nu o să aruncăm niciodată blamul pe șarpe. Și nici pe creator, pentru că nu l-ar fi înzestrat pe om cu calități suficiente. Nu, este un act de voință, de absolut deliberată voință. Și lucrul acesta îl vom urmări pe parcurs. Există în India un, o specie de cobră numită șarpele cu ochelari, cum spunem noi în mod popular, și aș vrea să spun că avem două posibilități în, aceasta, în viața aceasta. Una, să vedem lucrurile prin ochii lui Dumnezeu. Sau, doi, să vedem lucrurile nu prin ochii Satanei, ci prin ochelarii lui. Asta e șarpele cu ochelare. Pentru că el are niște ochelari. Cu ocazie, noi am discutat despre efectul ochelarilor asupra cameleonului. Depinde de ce, ochelari, de ce culoare îi pui ochelar la ochi și, în clipa aceea se ia tot corpul, ia culoarea aceasta șarpele cel vei numit diavolul și satana nu privește pe Dumnezeu cu ochii, ci cu ochelarii lui și anume ochelarii lui sunt negri. El este pentru totdeauna stabilit în ideea că Dumnezeu este negru, în cărbune adică este negrit. Și când el vorbește, el nu vorbește ceea ce vede prin ochii lui, ci ce vede prin ochelarii lui. Lucrul acesta nu are legătură cu diavolul și cu Dumnezeu, doar, ci cu noi. Când vedem lucrurile cu ochii, este una, și când vedem lucrurile printr-o ochelar de o culoare sau alta, este cu totul altceva. Nici atunci când nu avem nicio șansă de a vedea lucrurile sau adevărul din lucruri cu ochii noștri naturali. Niciodată. Noi am pierdut lucrul acesta atunci când am ales. Să intrăm în dialog cu șarpele. Am pierdut posibilitatea de a avea acces la adevăr. Și ea este pierdută până în ziua în care o va restabili Dumnezeu din nou în Sufletul nostru. O experiență care se numește Adevărul, așa cum este el în Isus. Acolo este, acolo locuiește Adevărul, în cel care a spus Eu sunt Adevărul, nu că am sau vorbesc despre Eu sunt Adevărul. Pe când, după descrierea din Ioan 44, cineva, adică șarpele cel vechi, diavolul și satana, ar fi putut spune odată, eu sunt neadevărul, dar el nu va spune aceasta pentru că el minte de fiecare dată, ori de câte ori deschide gura. Pentru ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Deci, acolo, el este mincinos și el este tatăl, creatorul minciunii. Care a fost dialogul acolo și cum a lovit el cu această armă? Genesa ne vorbește lucrul acesta și ne spune în versetul 3 despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Dumnezeu a zis acest lucru. Acum, privind prin ochelarii lui, șarpele vorbește omului. Șarpele e prezent și astăzi. Nu, nu, vă, nu vă rezumați la o simplă uh, ilustrație de felul acesta. Nu, este, el îmbracă nenumărate forme, dar esența, adică neadevărul, este aceeași. Șarpele răspunde femeii, hotărât că nu veți muri, care se traduce în cuvintele Dumnezeu minte. Dumnezeu este mincinos, Dumnezeu este fals, e prefăcut. El spune ceva, dar gândește altceva. El v-a spus să nu mâncați, dar nu pentru fericirea voastră, ci pentru că el nu vrea ca voi să fiți ca el. Aici este toată, toată problema. De unde era această gândire? Era gândirea lui prin ochelarii lui despre Dumnezeu. Și, ca armă pe care a folosit-o el împotriva vieții și fericirii omului, și împotriva lui Dumnezeu este tocmai această înnegrire. Nu, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu este un mincinos, Dumnezeu nu dorește fericirea voastră, Dumnezeu ascunde ceva față de voi, vă spune ceva, dar înseamnă altceva, Dumnezeu nu este curat la suflet. Ochii lui nu sunt curați, intențiile lui. Pe baza acestui lucru, astăzi omenirea este înstrăinată de Dumnezeu. Au trecut mult, mult timp de atunci, a trecut mult timp de atunci, dar omul a rămas victimă a acestei înnegriri a chipului lui Dumnezeu resubliniez faptul că dacă exista o armă mai periculoasă decât negrirea aceasta, diavolul ar fi folosit-o. Când te bați cu Dumnezeu, e normal să apelezi la cele mai cumplite arme care ar putea fi vreodată folosite. Și el a folosit-o pe cea pe care o considera și s-a dovedit a fi cu atât devastatoare putere împotriva celuia care o primește. Știm istoria aceasta și o păstrăm în mintea noastră. În momentul în care diavolul a înnegrit portretul lui Dumnezeu și l-a făcut în cărbune, aș vrea să spun, nu arunc niciun fel de umbră asupra acestei forme a artei, este binecuvântată și sunt lucrări de mare preț, portrete în cărbune și legate de nume celebre nu despre această vorbă, Folosesc acest fel al artei ca o ilustrație prin care să înțelegem că poți să pictezi pe cineva în cărbune. Adică să-l negrești, cum au negrit ei țara și cum a negrit șarpele pe Dumnezeu în acest moment. Vă să urmăriți în versetul 4 după ce îl spune hotărât că nu veți muri, nu de asta e vorba. Nu acesta e adevărul că veți muri, nu veți muri, sigur nu, nu veți muri, ci este Prefăcătoria, falsitatea, minciuna lui Dumnezeu, Dumnezeu acupere ceva. El vorbea, asta înseamnă să intri în dialog cu șarpele. Nu există scăpare. În momentul în care broasca este prinsă în priviri de către șarpe, din clipa aceea este paralizată și înghițită de șarpe, ea nu mai poate să-și ia ochii de acolo. De aceea, Biblia spune să ne fixăm ochii asupra lui. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Pentru că acolo, sau oriunde altundeva, ne vom fixa ochii, acolo se produce transformarea. Și dacă dorim să fim transformați în chipul tatălui minciunii, să trăim în neadevăr și să mergem pe drumul ăsta, dacă ne uităm în ochii șarpele, acest lucru vom deveni. Dar dacă ne uităm fix și așa cum spune Biblia, țintă la Domnul Isus, atunci Biblia spune, în timpul ăsta, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem transformați. Te transformă acela asupra căruia îți țintești privirile. Și s-a produs transformarea aici când momentul în care a fost predat un portret în cărbune al lui Dumnezeu, la negrit, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din ele, versetul 5, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, veți fi ca Dumnezeu. Femeia, versetul 6, s-a produs transformarea. Femeia a început să vadă că pomul nu era vreo spaimă în ziua în care vezi mânca, vezi muri negreșit, a uitat complet pentru că se uitase în alți ochi și atunci ea a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Bă, n am observat atâta frumusețe în acest pom până acum. Nu am văzut că era plăcut la privit, nici nu mi-am dat seama că e așa de bun de mâncat. Cum ai reușit? Pentru că nu ai gustat încă, nu poți să știi dacă ceva e bun de mâncat până nu guști. Și totuși ce a însemnat distrugerea adevărului în ființa omului. Dumnezeu, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Săptămâna viitoare, începând de duminică până joi, o să lucrăm prin Harul lui Dumnezeu împreună cu Biserica din București, cu Zavodă. Vom lucra asupra acestui singur cuvânt de dorit că aici a început totul. Dar dacă, dacă omul vede că este bun de mâncat, dacă vede că este plăcut, rămâne o simplă impresie. Dar dacă e de dorit, atunci trece la acțiune și dorindul îl are. Pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Deci avea, a apărut speranța aceasta. Au luat, deci, din rodul lui și a mâncat și a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Abia atunci, scrie versetul 7, li s-au deschis ochii. Nu acum, când vedea că abia atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut. Că nu numai că nu erau ca Dumnezeu, ci erau goi. Era, aceasta era realitatea. Cealaltă a fost imaginația. Cealaltă a fost efectul a ceea ce credea despre cuvintele șarpelui. Domnul Dumnezeu nu părăsește pe un om pentru că s-a uitat în ochii șarpelui și nu e nimeni dintre noi care nu ne-am uitat în ochii șarpelui și am ajuns să vedem lumea sau persoane sau credința prin ochelarii șarpelui. Nu e nimeni dintre noi. Salvarea nu este în faptul că am putea reversa această situație. Nu se întoarce niciodată. Ce s-a întâmplat, nu se întoarce niciodată. Vei muri. Niciodată n-ai să mai fii omul care a fost înainte de a comite așa ceva. Omul acela a murit. Vei fi. Dar Dumnezeu nu părăsește pe un om, ci spune cuvântul Domnul. Dumnezeu a chemat, a venit în grădină, au auzit glasul lui Dumnezeu în grădină și l-a întrebat pe om unde ești. Dar semnele de punctuație nu le-am pus. Semnul întrebării. Unde ești, poate să însemne indiferent unde ești. Am luat aceasta din cartea profetului Isaia, care spune indiferent în ce situație ești, dacă nu e nimic sănătos din crește până în sau dacă este rană vie și dacă este lepră și dacă este totul distrus și dacă nu e niciun fel de speranță, indiferent unde ești, Dumnezeu te caută. Acesta este un adevăr cutremurător. Unde ești? În versetul 13, prezența lui Dumnezeu îți dă acces la adevăr. Și la fel se întâmplă astăzi. Deodată, femeia care a crezut cuvintele șarpelui și a cumpărat acest chip întunecat al lui Dumnezeu, un negrit de către șarpe, aceeași femeie când îl vede pe Dumnezeu pe care îl negrise șarpe, îl înseamnă că nu e negrit deloc, ci ea spune în versetul 13, Șarpele m-a amăgit, m-a mințit. Bine, nu este nicio surpriză. Ai știut lucrul ăsta dinainte că ori de câte ori deschide gura este o minciună. Și lucrul acesta, până în ziua de astăzi. Trebuie să devină subiectul rugăciunii noastre. Doamne Dumnezeu meu, ajută-mă să văd lumea prin ochii tăi, ajută-mă să înțeleg cuvintele acestea, ajută-mă să înțeleg lucrul acesta așa cum îl vezi tu, în adevărul care este în Hristos Isus. Istoria aceasta este istoria vieții fiecărui om. Și în mijlocul acestei drame fără egal, omul primește cea mai înaltă dintre făgăduințele care au fost date vreodată. Voi pune vrăjmășie între tine și femeie. Deci a fost prietenie, prietenie, știți, între ghilimele. A fost o relație, de fapt, sinucigașă și autodestructivă. Omul se distruge pe sine prin dialogul cu răul, prin dialogul cu șarpele. El nu trebuie să fie, se vorbește adesea despre a fi biruitor împotriva păcatului, el nu trebuie să fie mai deștept decât diavolul, să-l întreacă pe diavol, nu trebuie să arate că evitează într-o direcție sau în alta, ci Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim morți față de orice fel de lucru de felul acesta. Deci nu, nu există niciun fel de reacție, nici măcar de respingere, nici măcar de ură, Ura împotriva păcatului, e un dialog cu păcatul. Indiferent că primirea, admirației față de păcat este dialogul cu păcatul. Noi suntem chemați să nu avem de-a face cu așa ceva. Să nu aveți nimic de-a face cu lucrările întunericului. Deci, atâta timp cât ochii ne sunt la Dumnezeu, noi nu vom cumpăra un portret în negrit al lui Dumnezeu. Și până în ziua de astăzi, lucruri înfiorătoare, cum ar fi chinuirea veșnică a omului cum ar fi pedepsele, ura lui Dumnezeu, răutatea lui Dumnezeu, furia lui Dumnezeu și așa mai departe, lucruri demonice care sunt atașate și legate de numele lui Dumnezeu, adică este înnegrirea portretului lui Dumnezeu. Lucruri ca acestea sunt cumpărate, predicate în lume, țin în sclavie, în sclavia fricii și a morții mase de milioane, miliarde de oameni pe pământul acesta, fericit și binecuvântat este acela care cumpără de la mine, a spus Isus. Cumpără de la mine adevărul despre Dumnezeu. Dacă vrei adevărul cu adevărat, cumpără-l de la mine pe acesta. Tocmai mergem în Matei capitolul 4, în care Mântuitorul spune Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. În ce constă închinarea aceasta? Închinarea aceasta constă în primirea adevărului despre Dumnezeu, așa cum l-a adus Isus, aceasta este închinare. Atâta timp cât noi refuzăm chipul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a prezentat Mântuitorul nostru, și adoptăm chipul lui Dumnezeu tradițional, cultural, istoric, cum a fost predat în diverse părți, ba chiar de biserică. Atâta timp cât refuzăm, noi nu ne închinăm lui Dumnezeu. A te închina lui Dumnezeu este un lucru simplu. Înseamnă a primi adevărul despre Tatăl nostru, despre Dumnezeu, de la Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta înseamnă închinare. Ce ne-ai spus tu despre Tatăl Doamne Iisuse, acesta este adevărul. Închinarea către Dumnezeu. Acum noi avem o Făgăduință deosebită a cuvântului lui Dumnezeu în privința aceasta. El care negrește chipul lui Dumnezeu și îl vinde lumii și lumea cumpără aceasta și din nenorocire, așa cum a menționat și biserica, cumpără imaginea lui Dumnezeu văzută prin ochelarii șarpelui. Atâta timp cât în această situație ne găsim, rămâne o singură speranță. Iată care este singura speranță. Roman 16, 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, spune Pavel. Zdrobirea satanei sub picioarele noastre nu este vreo dramă, așa, vreo piesă de teatru sau nu este nici măcar o idee, o imaginație, ci este simpla trecere de la întuneric, de la chipul întunecat al lui Dumnezeu, așa cum l-a prezentat șarpele prin ochelare lui, la lumina care este în Hristos Iisus cu privire la Dumnezeu. Ne putem imagina și putem să înțelegem magnitudinea acestui, acestei treceri prin faptul că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi ca prin dăruirea vieții Lui, noi să ajungem să vedem pe Dumnezeu așa cum este El în adevăr. Adevărul despre Dumnezeu este de fapt scopul existenței noastre pe pământul acesta, al umblării noastre. Tot ce se întâmplă, tot ce facem sau refuzăm să facem, lucrează la iluminarea minții și sufletului nostru cu privire la Tatăl nostru Ceresc. În momentul în care refuzăm Imaginea întunecată, cărbunată a lui Dumnezeu, așa cum a prezentat-o șarpele, și primim lumina de la Domnul Hristos pe pământul acesta, care a spus: Uitați-vă la mine ca să cunoașteți pe Tatăl, eu și Tatăl, una suntem, nu vorbim în înțelegeri, suntem una. În clipa aceea, Satana este zdrobit sub picioarele noastre. Astăzi lumea zace în cel rău în ce privește chipul lui Dumnezeu, adevărul despre Dumnezeu. Nu pentru că n-ar putea și n-ar avea acces la adevăr în Hristos Iisus, ci pentru că nu vrea. În capitolul 1 din Evanghelia după Ioan spune oamenii n-au primit lumina pentru că vreau să continui în păcatul lor. Din motivul acesta. Nu pentru că Dumnezeu n-a venit și nu pentru că, aceast că lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, orice om. există. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. De aceea Biblia ne spune 9, 1 Corinteni 6 cu 11 și așa erați voi, unii dintre voi. Ați fost spălați de Tunecimea aceasta cu privire la Dumnezeu a fost sfințit și a fost socotiți neprihăniți în numele Domnului nostru Isus Hristos. Este o expresie asupra care aș dori să zăbovim o clipă și anume, Biblia vorbește despre Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Am auzit multe vorbe ale unor oameni întunecați. Dar adevărul despre acest cuvânt Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos se referă la ceea ce a vorbit Isus despre Tatăl, la ceea ce a manifestat El în ființa Lui cu privire la Tatăl. Aceasta înseamnă Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Și noi vedem, noi umblăm, noi trăim și noi credem prin ochii Lui, nu prin ochelarii șarpelui stăm înaintea lui Dumnezeu în credința Domnului nostru Isus Hristos. Trăim pe pământul acesta în lumina vieții Lui și mergem pe drumul pe care Duhul Sfânt ne spune, iată drumul, mergi pe el. Aceasta înseamnă a privi țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Aceasta înseamnă a privi cu fața descoperită adevărul despre Tatăl, așa cum este El în Hristos Isus. Ia-ți timp, te rog. Citește Evangheliile, citește Scriptura, citește Epistolele și urmărește adevărul despre Dumnezeu. Aceasta te va elibera de portretul în cărbune care a fost făcut atunci când Domnul a ajuns să vadă prin ochelarii șarpelui. Ațintește-ți privirea către Domnul nostru Isus Hristos și vei cunoaște adevărul, adevărul despre Dumnezeu. Adevărul acesta te va face liber și te va face liber cu adevărat. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ai aprins o lumină pe pământ, viața Domnului nostru Isus Hristos. Cerem de la tine, Doamne, să ne ajuți ca adevărul trăit de El, într-o chipat, într de El, identificarea Lui cu tine, să devină lumina sufletului nostru cu privire la chipul tău, tată ceresc. Ajută-ne ca niciodată să nu fim în dialog cu șarpele sau cu ochelarii lui, ci totdeauna să ne atintim privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și Dumnezeul Domnului nostru, Isus Hristos, să fie și Dumnezeul nostru. Amin.